Și pentru Raluca poate să fie interesant, luați o foaie de hârtie, cum spunea doamna profesoară sau domn profesor pe vremuri, și notați, pentru că vine acum în legătură cu noi Anatol Basarab, poate cel mai bun specialist în numerologie de limbă română, ca să zic așa. Anatol astăzi ne arată o metodă foarte interesantă prin care, prin data voastră de naștere, puteți să aflați, iată, ceva interesant, a doua natură, lucruri foarte interesante. Bine ne-am revăzut, Anatol. Ce faci și ce învățăm astăzi de la tine? Îl rugăm pe Anatol să-și deschidă microfonul, dacă mă aude, că nu ne auzim. Anatol, 210-210, Anatol, acolo-i butonașul. Ia să vedem. Vorbește, nu te auzim, Anatol, o să ne te auzim imediat. Ia să vedem, Anatol Basarab, doamnelor și domnilor, mai încercăm o dată. Mai zim ceva? Încă nu te auzim, doamnelor și domnilor. O să vedem ziua de naștere a unor oameni și vom înțelege mai multe despre ei după... Acum. Gata? Anatol, te aud? Mă auziți acum? Da, Anatol, perfect. Bravo, te aud, cu drag. Bun, vom vorbi despre ceea ce am spus deja, despre a doua noastră natură. Este foarte simplu de calculat. Conform strămoșilor noștri, acelor strămoși care construiau piramide, care foloseau surse de energie pe care noi astăzi încă nici nu le înțelegem, ei spuneau în felul următor, că noi venim în lumea respectivă ca într-un fel de pușcherie în care fiecare are un scop, adică de a se isprăvi, adică în sensul de a se corecta sau de a recidiva. De aici calitatea vieții fiecare dintre noi. Ei spuneau că a intra în lumea respectivă este posibil numai prin 22 de porți care coincid cu, să spunem așa, 22 de programe karmice pe care omul le-a dobândit în viața anterioară și acum trebuie să le corecteze, ori dacă nu este atent, va recidiva și recidiviștii sunt pedepsiți mai aspru decât cei care înfătuiesc un lucru oricare pentru prima dată. Și ca să nu stau foarte mult la detalii, voi trece cât mai repede posibil pentru că avem multe de explicat. O să te rog, Anatol, să-mi spui, dacă sunt cei de acasă și cu siguranță lumea te urmărește cu sufletul la gură, care este metoda de calcul a acestei... Metoda e foarte simplă, o să vă explic eu chiar tot. Adică toți cei născuți de la 1 până la 22, inclusiv, data lor pe care trebuie să o iei în considerație este chiar aceea, de la 1 până la 22. Tot ce depășește 22, din cifra mai mare, se scade 22. De exemplu, dacă ești născut în dată de 23, din cifra mai mare 23, scadem 22 și primim cifra 1. Dacă ești născut în data de 30, scadem 22 din cifra mai mare, din ziua de naștere mai mare scadem 22 și o să obținem 8, adică cifra de care trebuie ținut seama este anume 8. Anatol, te rog să repezi, deci uite, mi-am luat și o tablă ca să scriu aici pentru prietenii noștri de acasă. Deci până la 1 la 22 este numărul ca atare, da. După aceea de la 23 până la 31, da, apropo de dată de naștere, se scade 1, da? Nu, se scade 22. Se scade 22, am înțeles. Deci 23 minus 22 și se ajunge la numărul 1, da? Exact. Și tot așa până la 31 minus 22, care inevitabil este 9. Bun. Exact așa. Bun, și atunci vom trece. Ce înseamnă programul nostru karmic? Asta înseamnă că în viața anterioară noi am făcut o serie întreagă de, ca orice om, păcate sau să le spunem erori. Unele, în schimb, din erorile respective au deformat structura noastră psihică sau structura noastră sufletească, spirituală, într-o situație mult mai gravă, adică într-un fel mai grav. Deci venim, ne naștem într-o anumită dată, fiecare se naște, cum ar fi spus, într-o anumită dată, conform codului lui, sau spunem, articolului pentru care a fost cândva judecat. Se întoarce încoace ca să se isprăvească. Cuvânt slab, care înseamnă de la ispravița, a te isprăvi, adică a te corecta. Voi spune acum exact ceea ce omul nu trebuie să permită în viața asta niciodată, nici într-un fel să nu se întâmple cumva, pentru că în momentul respectiv devii recidivist și deodată începi să îmbli cu norișorul deasupra capului, deși toți pe strada oamenilor e sărbătoare, nunte frumos, soarele strălucește, numai tu îmbli cu norișorul deasupra capului și nu înțelegi de unde ți se trage o serie întreagă de lucruri.
În schimb, adică nu trebuie să recidivăm, nu trebuie să facem asta niciodată. De exemplu, cel născut în 1 și 23 și-a trădat fratele sau sora cu consecințe deosebit de grave pentru aceștia. În viața asta, orice, dar asta nu faci. Sunt multe alte păcate dulci, să spunem așa, fă-le pe ele dacă chiar nu poți, dar asta nu faci niciodată. Și-a trădat fratele sau sora. În viața asta ei chiar ar trebui să asculte și să împlinească practic orice dorință a acestora, pentru că calitatea vieții lor, celor născuți în 1 și 23, depinde în totalitate de calitatea vieții fratelui sau a sororii. Cineva va veni și va spune, dar eu n-am frate și n-am nici soră, nu-i nimic. O să apară cineva în viață pe care chiar tu o să-l numești. Uite, Mihai pentru mine e ca un frate sau Maria pentru mine e ca o soră. Înseamnă că pe cei oameni care poate în viața anterioară chiar frate și soră ți-au fost, va trebui să-i servești și să ai grijă de calitatea vieții lor, mai ales spirituale, pentru că din calitatea vieții lor se reflecte perfect asupra ta. Cunoști pe cineva născut în 1 sau 23? Da. O să vedeți, dacă o să analizați, viața lor depinde și în viața asta unii dintre ei deja au recidivat, trădându-și fratele sau sora încă o dată, alții urmează să o facă, pentru că de regulă o faci cam la aceeași vârstă, perioadă de timp, chiar și zi, în care ai făcut-o în viața anterioară. De exemplu, în viața anterioară, la 50 de ani și 4 zile, ți-ai trădat fratele. În viața asta vei fi pus exact în situația asta, ca universul să verifice. Te-ai isprăvit? Sau recidivat. Dacă recidivat, înseamnă că nu ai înțeles lecția și recidiviștii sunt pedepsiți și în lumea materială mai aspru decât cei care înfăptuiesc fapte pentru prima dată. E la fel și acolo. Bun. Nu te mai aud iar. Hai să luăm o pauză de publicitate și stabilizăm, aflăm pentru fiecare... pentru fiecare număr, da? Așadar, rămâneți cu noi, revenim cu Anatol și cu acest calcul foarte, foarte interesant. Acum am auzit. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Anatol Basarab. Cum putem ști de unde venim, cu ce încărcătură venim și ce nu trebuie să facem? Cum vom vedea chiar acum, există un program karmic. Reluăm pentru cei care nu au fost de la început. Cum se calculează acest lucru? Pentru oamenii care născuți între 1 și 22 se iau numerele ca atare. Noi o să încercăm să dăm cât de multe putem în următoare. Între 23, cei născuți de pe 23 pe 31 se scade numărul 22. Prin urmare, 23 minus 2, cei născuți pe 23 au numărul 1 și așa mai departe, cei de la născuți pe 31 minus 22 au 9. 1 și 23 am avut aici. Mai departe, din cauza că nu o să avem timp, eu o să încerc să le condensez atât de mult încât telespectatorul măcar astăzi să afle capătul de acuzare pentru care au venit aici. Așa. Chiar el de isprăvit. 1, 2, 3, trădare de frate sau de soră, consecințe deosebit de grave. Cel născut în 23 are exact același articol cum ar fi să da cu un grad mult mai mare de, mai mare de gravitate. 2 sau 24. Cei născuți în 2 sau 24. Și-a trădat propria mamă, aducându-i acestea multe suferințe și necazuri. În viața asta trebuie să servească interesele mamei sale, pentru că viața lui depinde într-o măsură foarte mare, viața interioară, viața spirituală și chiar viața socială, adică bunăstarea în lumea asta, depinde de necazurile sau depinde de relația lui cu mama. Cei născuți în data 24 și-au trădat propria mamă cu consecințe mult mai grave decât cei născuți în 24. 3 sau 25, în linii mari aceștia, în viața anterioară, nu au dorit să aibă copii. Au făcut tot posibilul ca să nu aibă copii în viața anterioară. Și din cauza asta, în viața asta, la ei copiii pot să apară destul de greu sau pot avea tot felul de probleme. Recomandări, modalități de a te isprăvi, de a corecta, mai corect, asta le vom explica în altă dată, pentru că fiecare dintre cazuri, la fiecare
dintre cazuri putem să vorbim cel puțin câteva ore ca să fie totul foarte clar și descris. Acum e important măcar să înțelegem așa capetele de acuzații pentru care am venit aici. 4 sau 26, a trăit din contul altora, a soției sau a soțului sau a soției, a părinților, a neamului sau chiar din contul unor străini. Adică o trăit, o parazitat pe cineva, mai putem să spunem. În viața asta e foarte important să dezvolte el personal o meserie și va începe să trăiască bine și sănătos, și inclusiv fizic, emoțional și sufletește, spiritual, abia atunci când va începe să întrețină alți oameni din contul lui, cum ar fi soția, copiii, părinții, adică să-i întrețină. Și cu cât mai mult este de acord să-i întrețină, să-i ajute material, cu atât mai mulți bani va câștiga el. Sau mai ușor va trăi. 5 sau 27. Și-a trădat propriul tată și i-a dus acestuia foarte mare suferință și necazuri grave, poate chiar întemnițarea sau pedeapsa fizică sau poate chiar moartea. Adică și-a trădat tata. În viața asta, cei născuți în 5 și mai ales 27 au probleme și în viața asta cu tata și ei trebuie să facă orice ca nu cumva în viața asta, într-o formă sau alta, să-și trădeze tatăl. Cineva poate să vină să spună: dar eu n-am tată, tata meu a murit când eu aveam un an. Nu-i nimic, va apare cineva care va juca rolul de tată și în fața acelui om prin viață va trebui să faci tot posibilul ca să nu-l trăde, nu, să nu-l trădezi. Adică viața te va pune în astfel de situații în care un cineva pentru tine va fi drept un tată sau va juca rolul și tu va trebui și vei fi pus în astfel de situații în care să verifici viața, te va verifica. Mai trădezi odată sau ți-ai înțeles lecția? Dacă ai înțeles lecția, ca și cum ți se ridică norișorul deasupra capului și începe să apară lumină și pe strada ta. Ai mai trădat încă o dată, ți apare norișorul deasupra capului și uite așa mergi prin viață fără să vezi lumina soarelui ca lumea. Și nu mă refer la lumina soarelui fizic, ci deasupra capului, așa, în viață. Sau încep să apară fulgeri, trăsnete, furtuni, uragane prin viață, fără să-ți dai seama de unde ți apar tot felul din necazuri. Dar cauza principală e acolo. 6 sau 28. În viața anterioară, cea mai mare greșeală pe care au făcut-o a fost adulterul. În viața asta, ei trebuie să străduiască pentru a se isprăvi, aduce o viață familială exemplară, că este bărbat sau că este femeie, nu contează. Cum încerci încă o dată sau deja ai încercat sau deja ai făcut, adică ai înșelat, repetat și uneori fără ocolișul soțul sau soția, îți apare norișorul, să spunem așa, deasupra capului și viața ta începe să se întunece. Apar tot felul de necazuri, inclusiv și de sănătate. Mai târziu, nu imediat, dar inclusiv și de sănătate. 7 sau 29. A împiedicat alți oameni să se realizeze. Le punea bieți în roate, îi întorcea din drum sau le crea în mod intenționat probleme pe linia realizării de sine. În viața asta, asta este absolut interzis, dar o face nici măcar la nivel mental. Adică nu încerca nici într-un fel să împiedice alți oameni să se realizeze ideile lor, visele, fiile și fantasmagorice, fiile și din ei atins, nu ai voie să te bagi în direcția respectivă. Cum începe a face asta? Adică, din nou, prin sfaturi, prin, nu știu, a împiedica alți oameni să se realizeze, o încurci. 8 sau 30. Ai încălcat grav și repetat legile statului, tribului sau comunității. Să-i spunem așa, micii interlopi în limbaj de act. Cel născut în 8, cei născut în 30 sunt interlopi de o clasă mai înaltă, cu un grad de severitate sau de gravitate mult mai mare. În viața asta trebuie să facă orice posibil ca să nu încalce legile statului, pentru că de acolo le se va atrage tot felul din necazuri în cursul vieții. Chiar dacă nu vor fi prinși și chiar dacă nu se va afla, faptul că încalci legile statului, spunem așa, cerurile oricum văd și încep să se să fie pedepsit pentru o recidivă. 9-31. Ai refuzat constant să comunici, să interacționezi cu alți oameni sau grupuri umane. Adică ai încercat, ai trăit în viața anterioară o viață așa mai de pusnic. Te-ai autorizat
te-ai autoizolat de viața socială și relațională, ai stat mult timp singur pe un vârf de munte, în pădure, într-un sat izolat sau nu contează unde, credeai că ceea ce gândești, vezi, simți tu, ceilalți nu sunt capabili să înțeleagă, nici să te înțeleagă și din cauza asta ai trăit o viață izolată. Apucătura asta și în viața asta o ai, ca și toți ceilalți de până acum și toți cei care vor urma. Ele chiar așa se traduc. A doua noastră natură sunt niște apucături interne. Uite, stai cu cineva la masă, născut în data de 31 sau 9. Și știi că în viața actuală el este chirurg, de exemplu. Sau știi, cunoaștem om foarte de treabă, dar în adâncul lui stă un pusnic. Stăm cu, la masă cu un 8 sau, cu un, 8 sau 30. Și el în viața asta este, nu știu, polițist, de exemplu, sau este tot medic. Dar știm că în interiorul lui stă un încălcător de lege. Și în orice moment când îi se manifestă condițiile necesare și suficiente, el ce va face? Va recidiva. Adică va mai încălca legea statului odată, într-un fel sau altul cât de mic, chiar dacă el acum este chirurg. Apucat, știi cum? În viața asta noi avem, suntem așa, știi, toți în blană de lup, de exemplu, dar sub blană respectivă la unul stă o oiță, la altul stă un iepuraș, la altul stă o veveriță și să ne manifestăm ca atare. Ne oprim, ne-am oprit la 8 sau 30, mergem mai departe. 9 sau 31, a refuzat Constanță cu munici, am spus asta, cu grupuri umane, adică pusnicul. Porecla, putem să spunem pusnic. 10, infracțiuni financiare, consecințe deosebit de grave și sume foarte mari. O să ai probleme în viața financiară, fii atent la bani pe care îi dai împrumut sau te împrumuți, atenție la creditele și sumele luate de la bănci, pentru că într-o viață asta o serie întreagă de coduri numerologice în cazul tău pot să nu funcționeze și vei avea probleme cu lucrurile respective, adică infracțiuni financiare. Uite, să presupunem că el e medic, dar în interiorul lui și ca formă de gândire are încă stă un mic infractor financiar. El chiar dacă e medic acum, chirurg, dar are în cap tot felul de lucruri financiare, cum să facă, joacă la bursă, mai facă bitcoin-uri, mai cumpără, adică este orientat, încă stă viu în el a doua natură. 11. Ai utilizat peste măsură forța psihofizică. Permanent ai făcut presiuni de tot felul, inclusiv prin șantaj asupra altor oameni, abuzator. Ca să aplici forța psihofizică, trebuie prima dată să o deții. Din cauza asta, oamenii născuți în data de 11 și acum au în interiorul lor un fel de șef, indiferent cine este el. Chiar dacă ești șofer de taxi, în tine, în adânc, stă un abuzator psihofizic. Și în primă condiție, prielnică, acel abuzator se manifestă. În viața asta nu ai voie să aplici forța psihofizică asupra altor oameni și într-un fel. Ferește-te asta, că, cum se spune, ca dracu de tămâie. 12. Ai fost foarte încrezut, îngânfat, mândru, înfumurat, împăunat. Nu ai manifestat aproape deloc bunătate și milostenie, binefacere, înțelegere față de apropiații tăi. În această viață va trebui să fii mai atent la acest vector al vieții tale. Îngânfat, o să spunem, sau împăunat. Și au apucătura asta în ei și acum. 13. Omor. Ai devenit o singură dată sau de mai multe ori cauza morții altor oameni. Nu ai omorât din culpă, ci anume premeditat, orientat și conștient. Adică oamenii născuți în data de 13, în viața asta, să spunem, criminali. Omor. Conștient, premeditat, orientat către un oricare scop. Adică, știi că se spune așa, în fiecare dintre noi se ascunde un criminal. E adevărat, se ascunde, dar undeva la coadă, la numărul 11, numărul 12, undeva la coadă. Cei născuți în 13, criminalul stă chiar în spatele primului ego, adică un fel de ego, după în spatele este alt ego, adică eu ca a doua natură. Am putea spune periculoși oameni, cumva. În anumite momente, dacă pe 13 îl enervezi sau scos din sărit, el poate face din nou, poate recidiva și atunci poate săvârși o crimă premeditat, încă o dată ceea ce el va face, să devină recidivist și din acel moment viața lui se dă cu totul peste cap, până și la nivel de fizic, sănătate. 14. Lăcomia, avariția. Ai fost extrem de zgârcit. Nu te-a interesat familia, țineai totul doar pentru tine. Te prefăceai că ești sărac doar să nu dai altora sau să nu te, sau te ascundeai că ești bogat
pentru că nu cumva să vină să ceară cineva de la tine ceva. Zgârcitul ăsta, lăcomia, avariția asta și astăzi stă în noi, în cei născuți în data de 14, ca a doua natură. Așa. 15. Te-ai ocupat de ocultism, magie și practici pe care le-ai dus la un nivel diabolic de stăpânire și le-ai orientat mult în sens destructiv pentru alții. Adică, în termeni trecutului, se numeau vrăjitori, magicieni, ce știu acolo. Astăzi se numesc te ocupa de ocultism, adică astăzi poți fi ocultist în laborator de chimie și să inventezi nu știu ce acolo, sau într-un laborator de virus să inventezi nu știu ce virus sau ce mai știu eu acolo, care să-i îndrepți negativ împotriva omenirii. 16. Ai distrus bunurile materiale al altor oameni. Ai dat foc caselor, câmpurilor cu grâne, le-ai furat sau omorât animalele, ai fost cămătar. O să ai problemele cu bunurile materiale în diferite moduri, dezmoșteniri, pierderi la judecată, le vei vinde pentru a acoperi alte datorii și chiar dacă ceva câștigi în judecată, oricum câștigul ăla se va transforma într-o pierdere. Fă bine oamenilor și nu dă sfaturi. 16 trebuie să folosească de păcatul ăsta de a da sfaturi cu oamenilor ca într-un mod așa foarte puternic. 17. Ai încărcat drepturile de autor în toate modurile. Ți-ai atribuit merite, slava, lucrări științifice sau de altă natură în mod nemeritat. În viața asta o să întâmpini probleme de anularea posibilităților tale. Atenție la dreptul de autor. 17. Trebuie să trăiască cam așa. Dacă un lucru l-ai învățat de la bunica, vei spui, bunica mi-a spus asta. Asta o știu de la bunica, asta o știu de la bunicul, ăla o știu de la Einstein, asta o știu de la Cristie, asta am auzit-o de la Anator. Adică să-ți citeze sursele cât mai des, că îi se ușurează viața. Cu cât mai mult ascunde sursele inspirației sale sau le dă drept proprii, și astăzi se întâmplă lucrurile astea, cu atât mai mult 17 va suferi. Încălcător de drepturi de autor. Vedeți? Dreptul de autor, munca spirituală sau mintea mentală este apreciată și în ceruri și nu se recomandă să fie încălcate. 18. Tâlhărie, păcăleală, dobândirea de bunuri și bani prin minciună. Ai fost țepar și ai țepuit foarte multă lume. Te-ai folosit peste măsură poziția socială, ai făcut abuz de încredere, abuz de funcție. Ai mințit mult și ai distrus alte vieți și ți-ai deteriorat propria personalitate prin astfel de acțiuni. Găsește-ți o meserie creativă dacă totuși în interiorul tău stă un păcălitor sau un mincinos sau un țăpar, să spunem așa, dar folosește într-un mod mai constructiv. De exemplu, ai putea să lucrezi foarte bine în reclame. Reclamele tot niște minciuni sunt, dar măcar sunt mai creative și nu distrugi viața oamenilor. Adică să spunem așa. Ferește-te să devii tâlhar sau mincinos, păcălitor, să dobândești bunuri și bani prin minciună, pentru că asta la cel mai mic nivel posibil în viața asta, pentru că asta imediat îți aduce norișurile deasupra capului. 19. Abuz de putere, corupție, trădare în interesul propriu, folosirea funcției și poziției sociale, politice, administrative și interesele propriului și în dauna celor din jur. Iarăși, ca să poți face o astfel de infracțiune, trebuie să deții poziție socială, politică sau administrativă. Din cauza asta, cei născuți în 19, indiferent cine sunt ei acum, au în interiorul lor așa o stare, că ei, ca și cum și astăzi, sunt mari oameni, dețin ca și cum poziții sociale, cer față de ei o anumită așa atitudine, ca și cum i-ar fi cineva mari și noi trebuie puțin așa să ne închinăm în fața lor, pentru că altfel nici măcar nu te place. Lucrul ăsta în viața asta e de evitat. 20. Trădare de neam. Ți-ai trădat neamul, tradiția și obiceiurile, cu totul, și te-ai dus cunoștințele cât și gena în alte neamuri. Ai creat copii în alte neamuri. Țineți minte, acum încă nu de mult, a fi româncă și a te căsătorit, de exemplu, cu un turc, era mare păcat și rușine în sat, că îți duceai gena undeva, asta se numea trădare de neam. Ți-ai crescut copilul în tradiția, nu știu, turcească, dar nu l-ai învățat nimic românește, nicio poezie, nimic. Asta înseamnă și mai grav. Astăzi toți, mulți români plecați prin afară,
plecând cu familia de aici, asta e una, dar plecând și căsătorindu-se, fie din interes, fie pentru a câștiga drepturile de a ședea în America, de a munci acolo sau ce știu acolo, căsătorii așa numitele fictive, care toată lumea știe cât să fac, cum să fac și cât costă. Apoi să căsătoresc cu cineva acolo, reproduc în țări străine cu oameni care sunt din alte neamuri și poate și rase diferite, și atunci asta se numește trădare de neam. Bun. Încă două. Trei, 21. Trădarea patriei. Spionaj pentru o altă țară străină, ți-ai trădat... din cauza trădării tale au murit poate mulți oameni pe câmpul de luptă sau ce știu acolo, ai produs suferințe iremediabile poporului tău, ai refuzat să mergi în armată la război sub drapelul țării tale, indiferent că avea țara dreptate, nu avea țara dreptate, ai refuzat să faci chestia asta, înseamnă trădare de patrie. Trădarea de patrie are multe, multe alte fațete, dar astea trebuie explicate în alte situații. 22. Avorturi, uciderea copiilor, abuzarea copiilor, pedofilie, violență asupra copiilor, trafic de copii, utilizarea copiilor ca forță ieftină de muncă, luarea copiilor ca și, așa cum era înainte, copiii de suflet îi luai și în loc să-i crești ca pe proprii, îi puneai de fapt la muncă ieftină prin jurul casei sau gospodării sau conacului. Astăzi, în viața asta, nici de cum, nici într-un fel, nu trebuie să repezi cumva, ci din potrivă trebuie să faci tot posibilul ca copiii să te iubească. Când copiii vor începe să te iubească, să țină la tine, abia așteaptă să se întâlnească cu tine încă o dată, din acea zi viața ta va începe să se așa, lumineze. Cum încă o dată începi să ai probleme cu proprii copii, relația cu proprii copii, cu copiii altora, imediat începe să adune așa ca pe cer, nor deasupra capului tău, din ce în ce mai dens, apoi fulgeri, apoi furtuni, apoi tot așa se face prin viață, sunt unică de nu poți înțelege de unde ți apar ție tot felul de probleme, numai ție, care la alții așa ceva nu există, toată lumea în jur e fericită, sărbătoare și nuntă pe strada lor, dar la tine veșnic vijelie, tunete și fulgere. Mulțumesc foarte mult, Anatol! Foarte interesantă metodă. Rețineți. La mine așa e, cu cinciul, la mine așa e. Auzi, la ele cu cinci, eu sunt cu necomunicare și însingurat. Poate că uneori, da? Rețineți, faceți bine ca să nu repetați rău. De fapt, asta este lecția lui Anatol și mulțumim foarte mult pentru ea. Doamnelor și domnilor, abia aștept... Te pup, Anatol, să ne vedem cu bine. Abia aștept să o văd pe doamna Saveta Bogdan, că nu știu în ce dată e născută și vreau să știu exact cine și... Doamna Saveta, veniți încoace! În ce dată sunteți, doamna Saveta, născută? În 16 ianuarie. 16 ianuarie. Ia să întoarcem aici la doamna Saveta să vedem. 16... Distrugător de bunuri cămătar. Au fost în viețurile anterioare. Faceți bine, doamna Saveta! Fac bine, nu umblați cu fofărlica la bănuți? Nu. No. Nu că n-ați umblat? Asta înseamnă că vă vindecați, că dacă făceați, să termina cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, noi, după o scurtă pauză, revenim cu o poveste senzațională. Cu eu nu cred, nu știu, nu cred în așa ceva. Eu numai bine am făcut la toată lumea. E adevărat, dar înseamnă că v-ați învățat lecția. În altă viață, probabil. În trecut. În trecut, numai știu. Gata, trecutul s-a prescris la doamna Saveta. Ne întoarcem.